fotbalul local renaște. Ce poți să ne spui despre fotbal Câmpia Turzii, care astăzi a evoluat în compania voastră? Bună ziua! În primul rând îmi pare bine să revin pe acest teren, teren unde am avut atâtea performanțe ca și jucător, unde m-am format ca și jucător. Ce pot să vă spun despre acest nou club? Aveți toate ingredientele pentru a face performanță. Copiii, din ce am văzut eu, sunt dornici de afirmare, dornici de a juca fotbal. Aveți publicul, suporterii, părinții pe care i-am văzut foarte entuziași și susțin copiii la fiecare meci. Și în ultimul rând, din ce am văzut eu, s-a format o echipă competitivă, un personal care încearcă să-i ajute pe acești copii să progreseze în fotbal. Cum i-ați simțit pe noi jucători under 19 în teren? Sincer, aleargă mai mult ca și noi. Ca niște ce să vă spun, am văzut la două meciuri, părerea mea că diferența dintre luna ianuarie când i-am văzut eu ultima dată pe acești copii au progresat. Trebuie să aibă răbdare cu ei și încet, eu cred că fotbalul în Câmpia Turzii este pe drumul cel bun. Un mesaj pentru jucători și pentru Fotbal Club Câmpia Turzii. Copii, să aveți încredere în voi, să munciți, seriozitate și disciplină. Și ce să vă spun, sper că în curând să avem și o echipă de seniori la Câmpia Turzii.